Oameni buni, bine v-am regăsit la Gândul Zilei și astăzi suntem alături de un prieten foarte bun la nostru, Mihai. Mihai se ocupă cu lucruri senzaționale și îi spunem bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit și bine ați venit în casa noastră. Da, uite, ăsta e un lucru senzațional că am intrat în căsuța ta, dacă pot să spun așa. Ce faceți voi așa în fiecare zi și cu ce vă ocupați? Ca să le spunem la telespectatorii noștri care ne urmăresc. Păi începem cu sfârșitul. Așa. Acum ne odihnim. Acum ne odihnim după un an 2017 care a fost un an de mari provocări pentru noi. Un an în care am avut foarte mult de lucru și acum suntem în perioada de odihnă după sărbători. Odihnă, în ghilimele spus, suntem în perioada în care pregătim 2018 din ceea ce privește aprovizionarea, proiectele care vor veni vor avea nevoie de maximă atenție și atunci suntem în perioada teoretic de relaxare creativă. Da, bineînțeles, acum lumea care ne privește, se gândește exact cam ce faceți voi. Nu faceți nici pâine, nu scoateți nici cartofi, adică fac alte lucruri frumoase și după cum v-ați dat seama, Mihai vorbește de niște evenimente de excepție pentru că firma Piro Events Team, da, Piro, la pirotehnice. Acum cred că v-ați dat seama și uite colegii noștri vă arată niște tablouri spectaculoase pe care au încercat așa să le punem în valoare. Spune-ne și nouă cum de ți-a venit ție ideea, domnule inginer, da, să face economist, inginer, da, să faceți acest lucru. Da, este un hobby pe care l-am transformat din hobby în afacere. Istoria este lungă. În 2009, sătul de a executa, am început să execut. Acum, revenind la ce a zis el, toată lumea îi spune că e pirotehnic. Nu e niciun pirotehnic. El este economist, omul, și face ca lucrurile să fie bune. Într-adevăr, s-a specializat pe zona de pirotehnic, care nu e așa de ușor pe cum pare, noi ne bucurăm toți, știu, cel puțin în zona de anul nou. Acolo vedem focuri de artificii, dar uite că s-a dezvoltat foarte mult această zonă și am văzut la niște evenimente de excepție niște focuri impresionante. Da, povestea este simplă. Când îți place ceva, îți pui sufletul să și rezolvi acel lucru, să-l și aduci la bun sfârșit. În 2006, după un an jumate în care am stat am cugetat și am regândit schimbarea business-ului, pentru că în 2004 am închis un business care a fost un business de suflet și nu aș vrea să le aduc în discuție pentru că îmi creează momente de emoții. În 2006 am început pirotehnia, să-i spunem așa. A plecat de la a prinde niște artificii, teoretic. Practic, am studiat foarte bine ce înseamnă piața și am văzut exact ce lipsește. Ajutându-mă experiența mea de management, prin prima promoție din 2001 de management, mi-a fost foarte ușor să aplic ceea ce am învățat. Cum se conduce o firmă mică să aibă productivitate maximă. Și atunci m-am înconjurat de oameni profesioniști pe domeniul acesta.
M-am plecat cu 3 oameni, acum suntem 14. Și n-a fost greu acum, te întrerup, că știi că no, la întâlnirile noastre telespectatorii care ne urmăresc, nu îi prea las pe invitați să vorbească, pentru că vreau să le scot cât mai repede informația și cât mai frumos și cât mai palpitant mai mult. A fost greu să-ți găsești acești oameni? Uite, ai plecat de la 3, să găsești 14 oameni, totuși o afacere care, ți-am zis, nu este să vindem pâine și lapte și la colț de stradă. Adică totuși e destul de temeinic, trebuie să-ți faci temele ca să poți să lucrezi în această zonă. Venind spre noi, ați observat că ați trecut printr-o zonă dificil de, pentru publicul civil. E mai bine așa, nu o să-ți precizăm unde e, că e mai safe. Din zona asta am recrutat primii oameni. Primii oameni care ne-au împărtășit lucruri neștiute, nescrise și cu care am pornit la primele evenimente. Ulterior am școlit oameni, am adus lângă noi tineri suficient de nebuni să facă lucrul ăsta. O școlarizare completă durează cam un an de zile. Un an de zile în care trebuie să înveți, să faci practică, să dai o serie de examene, ulterior ești licențiat, să spunem așa, să devii pirotehnist, așa cum spune legea. Primele echipamente pe care le-am cumpărat au fost niște echipamente, să spunem așa, de mâna a doua. Nu second, dar de mâna a doua din punct de vedere al tehnologiei. Au durat 3 luni de zile până m-am convins că nu am nevoie de așa ceva și am investit din acel moment enorm în zona de tehnologie, în zona de siguranță, pentru că la noi nu există decât o singură greșeală. A doua numai. Așa este. Acum, după, cred că după tragicele evenimente care s-au întâmplat în România, zona asta este foarte bine conturată și foarte bine controlată, dacă pot să zic, și trebuie să-ți faci, cum ai zis și tu, misiunea foarte, foarte bine. Vorbind de misiunea voastră citeam că se, pot să spun într-un cuvânt, bucurie. De ce ai ajuns la acest cuvânt și nu la alte cuvinte? Pentru că așa cum ai văzut, acolo, înainte de bucurie, mai sunt niște lucruri. În primul rând, noi trebuie să ascultăm. Trebuie să înțelegem ce vrea clientul. Trebuie să venim cu o soluție, trebuie să-l facem să înțeleagă că acea soluție este cea mai bună, iar după ce a înțeles acel lucru, noi trebuie să-i servim finalul. Finalul înseamnă bucurie. El nu vine la noi doar pentru a fi în trend. El vine la noi pentru că este bucuros și vrea să împărtășească cu invitații. Chiar dacă este o nuntă sau un spectacol sau un festival sau un sfârșit de an sau orice fel de festivitate, înseamnă bucurie, nu înseamnă tristețe. Și noi trebuie să venim exact pe subiect. Trebuie să calculăm exact ce trebuie să transmitem și să venim exact în tonul spectacolului. Adică un spectacol, să spun, dau un exemplu, un spectacol, o să ajungem imediat și în zona aceea, un spectacol de operă, da? Nu poți să-l tratezi ca un spectacol de, nu știu, de copii, da? Pe unde sunt foarte mulți copii sau dau acum un exemplu că mi-a venit în cap. Adică fiecare zonă trebuie să fie expres, da? Canalizat. Am avut un client extrem de pretențios și foarte bine pus la punct. Avea aniversarea copilului și am făcut un spectacol pe muzică din Disney. A fost o provocare pentru că trebuie să livrezi unui public foarte tânăr acel eveniment. În cealaltă parte extremă am colaborat live cu Havashi. Deci o provocare să tragi artificii, să faci un spectacol pirotehnic live cu pian, asta înseamnă că pianul te se audă.
Bine, trebuie să audă și sistemul ca să poți să-l dai calmat, adică voi, ce care face sistemul și pianul să vibreze în aceeași, în aceeași linie. Și asta cred că e fabulos. Da. Cum e Las Vegas, acele fântâni. Deci eu cred că acolo ai ajuns să... din ce am văzut și din ce am văzut ce show-uri frumoase faceți, într-adevăr, prima direcție a fost acolo, la fântânile acelea, când se ridică pe muzică și te umple de fericire. La fel, așa am văzut și jocurile voastre de lumini. Da, ce vreau să vă spun, alegerea efectelor pentru a susține muzica, că aici vorbim de piromuzical, nu vorbim de artificii simple pe care noi nu le mai promovăm de ani de zile, sunt foarte importante, pentru că sunt artificii cu zgomot foarte mare sau cu zgomot redus. Sunt artificii care se pot trage pe silent sau artificii care să fie cu un zgomot peste 130-150 decibeli, adică foarte mult, nu se mai aude nimic în momentul ăla. Dar datorită tehnologiilor și a producătorilor care din ce în ce mai mult pun preț pe acest tip de artificii, putem să tragem artificii și să se audă muzica ca și cum artificia n-ar rezista, se doar lumina. Da, uite, citeam aici la secțiunea artificii la voi că aveți așa, studiu, planificare, design și ce este cel mai important, siguranță. Foarte important ce ați spus voi aici. Da, am spus, am putea de fapt să luăm invers, plecând de la siguranță să le livrăm pe celelalte. Pentru că în funcție de spațiu în care se desfășoară evenimentul, noi trebuie să alegem efectele care se potrivesc acelui spațiu. Efectele, cadența, asta înseamnă un studiu. Un studiu de impact asupra zonei. Adică nu, uite, eu de la Brașov comand 3 artificii de unde le comanda și mă duc aici la vorbea la nu știu ce spectacol și zic, băi, ce faceți aici? Mici și bere. Oh, ok, pac, pun într-o zonă 3 artifica, știi cum se spune, dau drumul la artific și pa, la revedere. Nu, cum ai zis tu, conceptul este altul. Da, conceptul este în primul rând de siguranță. Trebuie să ai un spațiu de siguranță față de oameni, în primul rând, pentru că... Și conform legii, dar și conform, până la urmă, te protejezi și pe tine. Înainte de lege este propria lege, exact. Legea siguranței. Și dacă am implementat de la început acest lucru și nu am făcut rabat la siguranță, au rezultat spectacole frumoase, pentru că nimeni nu vrea să aibă un accident. Există o vorbă, un lucru care are o posibilitate nenulă de a se întâmpla, se sfârșește prin a se întâmpla. Noi nu vrem să ajungem acolo. Da, și asta totuși ți-am zis, cred că acum cel puțin zona asta este mai drastică după accidentul nefericit din București, dar uite că lucrurile merg mai departe și a fost o tragedie care nu trebuie să se mai întâmple niciodată. Da, a fost o tragedie, motivele sunt departe probabil de a fi stabilite cu exactitate. Cert este că din acel moment am militat și am luptat alături de autorități prin a le demonstra calitatea produselor pe care le folosim, venind cu certificări europene, nu certificări făcute în birouri obscure, totul la vedere. Asta vă diferențiază pe voi față de alți colegi de brazlă, dacă puteți să spunem. Nu este la oricui să investească sume mari de bani în certificări și în echipamente de calitate, pentru că până la urmă aceste lucruri trebuie privite și din punct de vedere economic. În momentul în care investești sume mari de bani, te gândești că va trebui să le recuperezi. Iar dacă nu ai evenimente, acele lucruri sunt investiții proaste. Deci trebuie să îți întinzi plapuma atât cât poți. Noi am venit cu un know-how pe care l-am luat de afară. Am fost la foarte multe evenimente în exterior până să venim să implementăm aici cu adevărat evenimente. Am învățat strategii de implementare, am învățat cum să facem ca omul la final să ne strângă mâna și să-i vedem lacrimile din ochi. De bucurie, da, bineînțeles, nu de tristețe. Exact, dar uite, asta mă gândeam că foarte puțin oameni știau că, uite, tu ești brașovean, da? Ești la noi aici, în urbe, da? Spune-mi așa, ca și portofoliu, deci luăm Vero, da? Nu zice nimeni nimic, ca și portofoliu, da? Zice așa, Antol Festival,
toată lumea știe ce e Antoldu, un festival la Cluj, felicitări clujenilor, poate și în Brașov, sperăm să se mai deștepte unii și să facă niște evenimente în Brașov, într-adevăr să lase, să dea drumul evenimentelor în Brașov, pentru că merităm și chiar merităm. M-am repetat și știu de ce m-am repetat. Bun, Antol Festival. Armin Van Buuren, David Guetta, Avicii, ATB, Many More, da? Toată lumea. Liberty Parade, Europa FM Live, Funk, Un Nou Univers, Media Music Awards, Forța Zoo, da? Uite-te, o producție românească. Și toate sunt celelalte, da? Voltaje Eurovision 2015, evenimente internaționale. Uite, aici o să-l las puțin pe Mihai să-mi spună despre evenimentele internaționale. Pe lângă mulți clienți, da? Țiriac Auto, Cardinal, Rompetrol, Petrom, Palatul Cantacuzino, foarte frumos la Palatul Cantacuzino. Suntem parteneri cu Palatul Cantacuzino din Bușteni. Și e o locație interesantă, dar extrem de restrictivă din punct de vedere al efectelor pe care, la care se pot folosi în zona respectivă. Da, păcat că, nu, fiind și pădure, îți dai seama că suntem mai expuși. Fiind și pădure, am investit în niște produse foarte sigure, produse de proximitate, cum le spune legiuitorul nostru, care se pot folosi într-un spațiu de siguranță de minim 3 metri. Aha, mai pot să mai zic aici, Media Pro Music, Municipiul Alba, Arena Events și Jidvei, bineînțeles, dragul nostru Jidvei, partenerii ai grupului Iubim Brașovul. Hai, povestește-mi puțin de evenimentele internaționale și după aceea venim puțin la evenimentele astea mari de la noi din țară, cum este Antoldo, prietenii noștri de la Antold și Electrocastle și Neversiu, da, dacă mai vin și ele și altele. Spune-ne despre evenimentele astea internaționale. Da, 2006. Da. Ne-am hotărât să schimbăm macazul și ne-am apucat de pirotehnie. Repet, eram novici, știam că au un fitil care trebuie aprins și ne bucurăm de ce explodează pe cer. Am făcut și noi, am dat un search pe Google, ca tot românul, pens, oare ce se întâmplă în lumea asta? Și am constatat că există un festival în Germania, mare, cel mai mare festival. Cum se numește? Pironale. Aha, deci era festival expres pentru voi. Expres pentru noi. Festivalul, de fapt, campionatul mondial de pirotehnie. Trebuie să-l cunosc că nu sunt friendly cu a da bilete, bani pe bilete, dar atunci am dat foarte mulți bani ca să ajung acolo. Spectator. În țările civilizate care au o tradiție în zona de pirotehnie de spectacol, un bilet la spectacol costă minim 50 de euro. Adică accesibil pentru toată lumea ca să poată să... depinde acum cum prinzi, că dacă prinzi în față sau prinzi în spate, asta e șansa ta. Accesibil 50 de euro ca să vezi un sfert de euro de artificii. Dacă transformăm în lei, 250 de lei să vezi un sfert de euro de artificii. Eu cred că România ar aștepta Revelionul, că e gratis. Adică depinde cine face artifica, da. Da. Am fost uimit să vedem... desfășurarea de forțe incredibile la pironale, am rămas uimiți de tehnologiile care erau și am zis, wow, vreau. Ca un copil care dă din picioare. Acum trebuie să-mi iau, să-mi fac. Am început să studiez echipamentele. A durat până în 2008, când am cumpărat primele echipamente, cu adevărat echipamente de pirotehnie, iar finalul poveștii pironale se sfârșește în 2016.
Momentul în care România a câștigat trofeul de aur, cum spun ei, și, cel mai important, publicul. Publicul care a votat împotriva austriecilor, care au ieșit pe locul 2. Băi, uite, vezi, deci ai fost, te-ai dus, ai plătit biletul, da? Acum câțiva 10 ani. 10 ani. După 10 ani, după 10 ani te-ai întors și ai luat și trofeu și ai luat și publicul. Nu mi-am propus să le arăt austriecilor că sunt mai buni decât ei, francezilor, mexicanilor, brazilienilor sau tuturor celor care vin să performeze acolo. Noi ne-am dus cu lecția bine învățată de ce avem noi și ce este important pentru noi să facem. Nu m-am uitat în ograda vecină, nu m-a influențat cu nimic nimeni de acolo. Pentru noi a fost important să ne ducem, să ne facem noi treaba. Asta a fost cel mai important. Iar treaba noastră a dat așa. Asta este una din fotografiile de la Pironale. De fapt, toate de pe pereți sunt de la Pironale, pentru că este și un concurs de artă fotografică acolo. Firme foarte puternice de media vin să facă film și fotografieze acolo. Dar cel mai important este că juriul are un număr de 32 de membri. Este un juriu foarte exigent și este un juriu care chiar știe ce jurizează. Partea tehnică a juriului este formată din oameni cu foarte mare experiență. Este vorba de oameni care au pirotehnia în sânge. Sunt foarte stricți din punct de vedere al montajului. Sunt stricți, execuție. Tot. Te opresc în momentul în care li se pare că ceva nu este în regulă. Noi a trebuit să facem niște schimbări în timpul setup-ului, pentru că trebuie să recunosc că traducerea din germană în engleză n-a fost chiar ce a trebuit și am înțeles greșit niște reguli. Dar le-am rezolvat în timp util. Sunt oameni de film, sunt regizori, sunt muzicieni care analizează coloana sonoră, sunt lucruri impuse. Adică nu este un așa un concurs doar să fie și să ne mai dăm noi mari, cum mai atragem o artifică pe acolo în zonă. Mai mult decât atât, au impus 2 minute fără muzică, doar cu sunetul artificiilor, și au trebuit folosite 2 culori. Într-una din fotografii, vedeți albastru și verde. Sunt 2 culori care teoretic se bat cap în cap. Dar Combinate au dat extraordinar de bine. V-am spus, ne-am dus cu lecția învățată. Iar pentru noi lecția învățată a însemnat că suntem români. Iar acolo este o fotografie în care se vede steagul. Și jos, și sus se vede frumos steagul României. Eu sunt foarte mândru că pot să duc acest steag mai sus. Și mai sus.
Da, a fost interesant 2016-le. 2016 a fost interesant pentru că a plecat din 2006, o idee din 2006. În 2008, când am cumpărat primul sistem, cu adevărat sistem de tragere, am fost invitați la un alt festival să-l vedem la lucru pe acel sistem. Se întâmpla la Brno, un festival care a pornit de la o zi, a ajuns la 2 săptămâni, acum are 4 săptămâni, în care Brno este un spectacol total. În fiecare săptămână este un spectacol de artificii pe lac. Începutul și sfârșitul acestui festival este la castel, dar în tot acest timp în oraș se întâmplă mii de lucruri, de la ziua căilor ferate, la ziua școlilor, piețele în fiecare seară. Adică toată lumea este în plin armonie și în plin festival. Da. Și creează oamenii ăștia exact. Să se bucure tot timpul de niște lucruri. 2008. Ne-am dus să vedem ce se întâmplă. După 10 ani? 2018, ne pregătim să-i cucerim. În 9 mai performăm la Brno. De-abia aștept să vedem video de acolo și o să le promovăm cu mare drag, pentru că un român trebuie să fie promovat așa cum trebuie la el acasă, adică la Brașov. Succesul vine din pasiune, nu știu, poate că m-am lăsat eu cuprins de emoții și vreau să duc această emoție până poți. Și îți mulțumim, Mihai, că ești alături de noi și că ne-ai permis așa la... că noi suntem mai micuți, așa, să fim partenerii voștri. Și uite aici la Rostec, da? Ia povestește-ne. Sau cum zici tu, să nu sărim. Hai să vedem. Malta. Malta, da. Frumos la Malta. Malta este o țară cu un istoric în artificii impresionant. N-am știut, uite, e un lucru care... Malta ne oferă surprize, ne oferă lucruri noi de învățat. Malta a însemnat pentru mine un start în zona de design, alături de un prieten foarte bun din Austria, cu care m-am dus în 2011 și cu care am lucrat pentru primul festival, să spunem așa. A fost foarte ciudat să încerci să te înțelegi cu oameni în 3 limbi. De obicei, la aceste festivaluri se face echipă internațională. Erau francezi, erau nemți, erau englezi și eram singur român care nu vorbea nicio limbă. E foarte bun așa. Glumesc. Nu. Vorbea română, dar avea traducător. În pirotehnie, teoretic, nu-ți trebuie. Nu-ți mai trebuie nicio limbă. Da. Am lucrat 2011, 2012, 2013. Am început zona de festival ca și participant în echipele care lucrau și performau acolo. Am continuat ca membru în juriu în Malta 2013-2014, 2015, 2016 nu am fost în Malta, 2017 am performat alături de echipa României pentru prima oară, pentru că este foarte greu să ajungi din punct de vedere logistic în Malta, ținând cont că Malta este o insulă, nu poți să trimiți căruța cu artificii, cum ne spunem, în Malta. A trebuit să suportăm costurile de transport care... cam mari. Sunt cât bugetul. Am înțeles. Și restul a fost din partea noastră. Acum revin pe lângă multe alte lucruri. Uite, mai e și ăsta aici și puțin să-mi povestești. Asta este o poveste foarte interesantă care a început în Japonia. Opa! Deci am depășit granițele Europei. Simpozionul pirotehnic se ține odată la 18 luni. Este pe bază de înregistrare și invitație acceptată de către comitet. Nu poate să participe o firmă care nu are nimic de spus, n-a demonstrat nimic. Care s-a înregistrat ieri. Da, nu. Sunt în jur de 300 de firme care chiar au făcut istorie și chiar au pus pagini de istorie în pirotehnie. Acolo am fost racolat, să spunem așa, de către echipa de producție a unui festival din Rusia. Pentru noi Rusia înseamnă Rusia USSR,
CCCP și așa mai departe. N-am știut, este famea culpa, nu mi-a plăcut foarte tare ideea de a merge la Moscova. Chiar la Moscova, la Rusia. Da, nu, m-am gândeam în trecut că vreau să ajung în Rusia ca și turist să vizitez celebra Piața Roșie. Kremlin. Dar nu mă gândeam că mă voi duce să lucrez acolo. După niște negocieri foarte ciudate, le-aș putea spune, la modul în care nu a fost negociere propriu-zis, a fost ceva de genul trebuie să veniți aici. Dacă trebuie, cu plăcere. Da, să vedem în ce condiții. Când am aflat că era ziua Moscovei, am zis, opa, avem o problemă. Trebuie să livrăm ceva pe gustul copilașilor vesel. Moscoviților. Comanda Rumâniei! Ziua Moscovei pentru ei a însemnat un spectacol în care au fost 8 echipe. Am fost una din echipele care au trebuit să monteze într-o anumită zonă. Vorbim de un spectacol cu peste 800.000 de oameni plătitori de bilet, indiferent cât de puțin este biletul ăla, l-au plătit. 800.000 de oameni. 2 zile, 4 zile de montaj. Camionul nostru a trecut prin 4 vămi. Da, foarte frumos, foarte frumos. În timpul ăla negociam care dintre noi pleacă de la Antold să poată să treacă vămile. Eram în ziua a treia de Antold. Camionul nostru era între vama poloneză, pentru că nu puteam să livrăm camionul prin Ucraina. Da, mai nasol, poate nu mai ajungea. Deci camionul a plecat România, Ungaria, Polonia, Bielorusia, Rusia și a fost oprit între vămi pentru că cineva nu a ștampilat o hârtie. Acea hârtie nu a existat în vama poloneză, dar vama din Bielorusia l-a cerut. A fost un șoc. Că nu avea cine să ștampileze o hârtie. Nu s-a cerut acea hârtie. Acea hârtie nu a existat nici până în ziua de astăzi. Nu trebuia ștampilat nicio hârtie. Era doar un pretext. A fost un pretext. Bineînțeles că unul din colegii mei a plecat către Bielorusia, a ștampilat o hârtie care n-a însemnat absolut nimica, hârtie care a rămas, culmea, în vama poloneză. Spune-mi puțin și în mare ce s-a întâmplat în Rusia și după care hai să vedem în România câteva cuvinte. Păi să dau pe repede înainte. Repede înainte, da. Am terminat Antoldul cu bine, ne-am bucurat 2 zile de odihnă, am zburat cu echipa în Rusia, am montat 3 zile, 400 de metri. Am înțeles. Deci unul dintre cele mai largi jocuri de artificii, cam 8 tone de material pirotehnic pentru 10 minute, am spus 800.000 de oameni plătitori de bilete, locul 3, pentru că era de fapt cel mai bun loc pe care putea cineva să-l ofere. Da, pentru o firmă venită din România și nu numai, din Europa, hai să dăm așa. Poate. Finalul spectacolului de la Moscova a însemnat pentru noi de fapt un extraordinar de mare câștig.
Am fost invitat ca speaker la două forumuri ulterior la Moscova și San Petersburg. 2018 începe cu un parteneriat între noi și firma organizatoare. Înseamnă cu încă două festivaluri în Rusia anul acesta, la Kaliningrad, și încă unul pe care nu pot spune că nu l-am semnat încă. 2018, dacă e să vorbim de ce se întâmplă internațional, nu am dat curs invitației în Filipine pentru 24. Din condiții logistice, marfa nu ajungea în timp util și atunci Nu te puteai angaja la o chestie care, sigur, nu ajungi. Trebuie calculat din timp aceste lucruri și din septembrie când am hotărât că mergem, până acum nu ar fi ajuns marfa în Filipine, deci am renunțat la Filipine, dar asta nu înseamnă că nu ne vom duce la anul. Avem Szczecin în 10 august, Hanovra 18 august, v-am spus de Brno, urmează Rusia. Pe intern ne dorim din tot sufletul să revenim cu totul acasă. Și când spun acasă zic Brașov și când spun Brașov zic că vreau să se întâmple niște lucruri frumoase în Brașov, așa cum se întâmplă peste tot. Lucruri care să se facă oamenii fericiți. Da, uite, în capitalele unde ai zis tu, în orașele unde ai vorbit tu, care deja își fac un istoric pe treaba asta. Chiar Brașovul, trebuie Brașovul scos la lumină. Prin artificii. Și prin artificii, dar sunt convins că sunt foarte mulți oameni de calitate în Brașov care poate să ajute la dezvoltarea în zona de spectacol a Brașovului. Dar cum mă rugai să spun ce se întâmplă anul ăsta pe plan intern? Sincer, nu știu 100% ce se întâmplă. Pot să spun doar că vrem să facem parte din toate festivalurile care se vor întâmpla, Grandioase. grandioase. Pregătim, deși nu avem nimic semnat, tipic balcanic, Balcanii, da? anul centenar. Avem proiecte foarte frumoase pe care le avem în lucru ca și idee. Acum doar trebuie să stabilim locurile unde se vor întâmpla. Cine va vrea să investească în imagine în acest an din punct de vedere al spectacolului? Pentru că noi nu vrem să livrăm doar un spectacol pirotehnic care să ardă banii pe cer, cum spun cârcotașii. Putem să livrăm un spectacol multimedia, putem să livrăm spectacole care să aducă spectatori, consumatori de happening. Și uite că ai pomenit de centenar, într-adevăr, trebuie să facem ca anul ăsta să fie mai special. Și dacă acum 100 de ani, înainte de 100 de ani, artificiile erau altfel și răneau oamenii, dacă pot să spun așa, în ghilimele, dacă putem să spunem așa, da, multă lume crede că artifica e o bombă. Nu este bombă chiar cum se crede. Este o bombă. Este un amestec de orez. Este orez, da, foarte bine zis. Dar uite, evenimente de genul acesta, evenimente de la Cluj, evenimentele de la peste tot în România, de la Constanța, dar amândoi suntem de acord că ne trebuie să facem, să aducem un plus valoare Brașovului. E o glumă care circula zilele trecute pe rețelele de socializare, Am înțeles. cum că ardelenii au întârziat 57 de ani la unire. Sper că noi să nu întârziem la anul centenar. Am înțeles. Cu toate acestea, vă spun la revedere de la gândul zilei și mă bucur foarte mult că Mihai a fost alături de noi. Oameni buni, o discuție și un model de viață, dacă putem spune așa, să ne facă viața mai bună și mai frumoasă, pentru că îți trebuie pasiune. Fără pasiune nu se întâmplă nimic. Îți mulțumim foarte mult că ești alături de Iubim Brașovul și împreună putem spune că iubim Brașov. Iubim Brașovul, și cum spune, nu încercați acest lucru acasă. Da. La revedere. La revedere.